a ucis cu sânge rece un bărbat dintr-o localitate din Dolj, a împușcat mortal doi oameni și a rănit alți doi după un scandal imens. Atacul înfiorător a avut loc în localitatea Palilula. Vecinii spun că victimele au fost cu tractorul să-și ia lemne, iar când s-au întors, l-au rugat pe atacator să-și mute mașina pentru că nu aveau loc să treacă. Individul de 28 de ani s-a enervat, iar totul a degenerat într-un scandal ca în Vestul Sălbatic. Ucigașul s-a sinucis imediat după atac. Vecinii lui spun că individul făcea arme artizanale și ținea mai multe pistoale acasă. Până la urmă, e un conflict între ei, să ia la bătaie și nenorocitul, criminalul. Fata, lui strigau, dați-vă la o parte, dați-vă la o parte că vă împușcă. Și el pe urmă fugi în caz și lua pistolul. Lua pistolul și pe băiatul mortului apucă și fugi pe ulița asta. Și acolo mai îndeal îi trebuie să înceapă. Oamenii au ieșit să vadă ce se întâmplă și s-au îngrozit. Individul trăgea cu arma unde apuca și numai o minune a făcut ca numărul victimelor să nu fie mai mare. A tras în vărumă, a dat cu el jos, a căzut jos și după aia m-a tras după un vecin, a tras trei focuri de armă și după aia a îndreptat pistolul și către noi, către genunchi și atâta tot. Vă amenințați pe dumneavoastră? Da, a îndreptat pistolul către noi. V-a fost frică? Păi cum să nu ne fie frică? Unul dintre bărbați a fost împușcat mortal. Fiul lui de 36 de ani a fost urcat de rude într-o mașină și dus de urgență la spital. Medicii au încercat 10 de minute să-l resusciteze, însă fără niciun rezultat. A sosit la spital în stop cardiorespirator, s-au efectuat manevre de resuscitare cardiorespiratorie și cerebrală timp de 30 de minute, însă fără rezultat. Tot la medic au ajuns și alți doi bărbați care i-au căzut victime atacatorului, unul dintre ei împușcat în față, iar celălalt în braț. Din fericire, starea lor este stabilă. Ați împușcat dumneavoastră? Nu. Pe cel care v-a împușcat îl cunoașteți? A strigat ceva înainte de a trage? Când a văzut ce a făcut, atacatorul s-a împușcat. O ambulanță l-a preluat de urgență, însă a murit în drum spre spital. Vecinii lui spun că s-a mutat de curând în localitate la iubita lui și fabrica arme artizanale în subsolul casei acesteia. Are strung aici, are tot. Mult armament, multe cartușe, altceva mult. Și nu știa nimeni. Nu știa, nimeni. Familia că stăteau în casă, familia. Cum să nu știa? Se pare că anchetatorii au găsit trei astfel de arme artizanale în locuința criminalului. Oamenii legii continuă cercetările.